Bine ați venit la podcastul Channeling Journeys with Dira Romania. Sunt Roxana Pogor, fondatoarea Academiei de Channeling Dira România și vă invit să vă alăturați acestei călătorii captivante de descoperire și transformare spirituală. Astăzi o avem ca invitată pe Alexandra Rădulescu, un astrolog acreditat care ne va împărtăși povestea sa unică despre cum a descoperit channelingul și cum această practică extraordinară a influențat-o să exploreze și mai profund lumea astrologiei. Vom explora cum Alexandra integrează ambele practici în viața ei și cum channelingul o ghidează în fiecare zi. Așadar, pregătiți-vă să călătorim într-o lume fascinantă de channeling și astrologie și să aflăm cum aceste două practici se împletesc pentru a aduce lumină și înțelegere în viața noastră. Vă invit să ascultați cu atenție și să vă lăsați inspirați de povestea Alexandrei în cadrul podcastului Channeling Journeys with Dira Romania. Bună, Alexandra! Ne bucurăm să te avem astăzi în cadrul podcastului nostru. Bine v-am găsit, cu mare drag! Alexandra Rădulescu este o persoană foarte dragă mie, este astrolog acreditat și în același timp lucrează și în poziție de management într-o multinațională din Anglia. Alexandra a făcut cursurile de channeling Dira România, a participat chiar și la unul din retreat-urile noastre, ceea ce a ambiționat-o să avanseze în carieră și în același timp să îmbine utilul cu plăcutul și să-și îndeplinească visul de a deveni astrolog. Pentru început, Alex, poți să ne spui puțin despre tine și despre drumul tău în lumea dezvoltării personale și spirituale? Bună, da, cu siguranță. Drumul meu către spiritualitate a început, dacă e să compar și cu evenimentele astrologice prin care am trecut în perioada aceea, a fost undeva pe la începutul anului 2020. Atunci am avut Revoluția lui Saturn și inversarea nodurilor lunare, care este un aspect foarte important în viața fiecăruia. De atunci am început să fac tot felul de cursuri. Pur și simplu am simțit că mi s-a dat un vol jos de pe ochi și am văzut și eu o altă lume. Am simțit că există altceva dincolo de lumea materială, de lumea fizică și mi-am dorit să cunosc cât mai mult din acest aspect. Începusem un curs de la muncă care era destul de lung și destul de solicitant, dar între timp simțeam așa că vreau să mă înscriu la cât mai multe cursuri de dezvoltare personală. Am simțit că e momentul să mă duc și în interior și să mă cunosc pe mine mult mai mult și am început să fac terapie. Prin terapie am făcut cu Alexa Petrache terapia și ea mi-a adus această cunoștință despre Andreea Dincă, care și este astrolog, toată lumea o cunoaște, și mi-a spus despre experiența ei, mi-a spus toate lucrurile pe care ea le-a spus și le-a confirmat și am zis, nu, trebuie să încerc și eu. Eu cumva tot timpul am fost atrasă de ce se întâmplă cu oamenii, de ce se atrag, de ce nu se înțeleg, ce anume au în interior, ce anume îi face să reacționeze într-un anumit mod. Iar astrologia cumva mi-a deschis aceste porți. Eu am, atunci când am avut consultația cu Andreea Dincă, ea mi-a deschis această sete de cunoaștere către astrologie și mi-a confirmat că este o știință pe care eu o pot urma și pe care o pot cizela, ca să zic așa, în propriul meu mod. Și cum ai ajuns la channeling? Tot prin Alexa Petrache. Deci Eu chiar cred că Universul îți trimite oamenii potriviți la momentul potrivit și știu că avusese o ședință cu tine înainte să avem noi ședința de terapie și mi-a spus niște lucruri și a fost atât de uimită de ceea ce tu i-ai spus și am zis, wow, simt că trebuie să încerc și eu asta, clar, adică eu eram atât de deschisă către tot, către astrologie, numerologie, tot, adică vreau să încerc absolut orice ca să mă cunosc mai bine și să mă înțeleg. Și țin minte că te-am contactat, dar eu te aveam deja pe Instagram, scuze, nu știu de unde, dar eu deja te urmăream, dar nu știam exact ce faci, pur și simplu te aveam acolo.
Și ți-am scris și tu ții minte că mai nu, mi-ai scris și tu înapoi și mi-ai spus că trebuie să te sun să-ți explic exact ce înseamnă channeling-ul, pentru că cumva tu aveai așa o teamă că eu nu o să înțeleg sau că oamenii erau puțin reticenți când venea vorba de channeling. Și m-am Exact. filmat și am stabilit și am zis gata, nu, nu contează, eu vreau oricum, adică mi-ai explicat ce înseamnă și am zis nu, trebuie să mergem mai departe. Și am avut prima ședință cu tine, și mi-ai confirmat atât de multe lucruri despre părinții mei, despre, scuze-mă, încep să devin puțin emoționată, E normal. da, despre părinții mei, despre, nu știu, bunici, am vorbit despre foarte multe lucruri atunci, nu mai țin minte exact câte au fost. Și apoi știu că am vrut să facem următoarele ședințe de regresie, care erau ședințe pe Da. 7 pentru ceacre și 8 era pentru aură, parcă. Și wow, cât am găsit acolo. Și în prima ședință, sunt sigură că ți-aduce aminte când mi s-a făcut rău, pentru că stăteam pe scaun. Cum să zic, înainte să fac poate ședințele, eram și eu puțin. Ego-ul meu clar îmi spunea, ce faci toate lucrurile astea? Sau tu chiar crezi că sunt adevărate? E normal, da? Deci cu E toții cred absolut că normal. simțim lucrurile astea. Și știu că stăteam pe scaun și tu mă băgase și în meditația respectivă, era pentru prima ceacră, pentru ceacra rădăcină și era prima mea energy work, ședință de energy work, ca să zic, așa nu mai făcusem înainte de asta. Și simțeam că mă învârt pe scaun. Eram cu ochii închiși, dar simțeam că cineva mă învârte pe scaun și mi se făcuse rău. Și știu că spusesem, eu nu știu dacă pot să mai continui ședința, pentru că simt că îmi vine să vomit, îmi este rău. Și tu mi-ai spus atunci, stai că îl chemăm pe Arhanghelul Rafael, vine și ți-a starea de rău și efectiv mi-a trecut așa, vorba cum ar zice bătrânii, ca și când e cu mâna, știi? Și am zis, wow, deci eu atunci mi-am dat seama că energia în corpul meu a început să se miște și eu de asta m-am simțit așa. Și bineînțeles, apoi au urmat toate celelalte schimbări despre care probabil o să vorbim în parcursul podcastului. Sigur, este normal ca la primele ședințe, când nu ai mai lucrat energetic, să simți cumva că al tău corp încearcă să se aclimatizeze, da? Și de aceea uneori amețim. Și eu la început, când am învățat tehnica de channel, la fel am pățit și eu, până când se aclimatizează corpul. Și da, este total de înțeles că ai avut nevoie atunci de o dovadă cum că ceea ce facem funcționează și aia a fost pentru tine cu energia Arhanghelului Rafael. Dar pentru mine mi s-a părut foarte fascinant când tu spuneai că îți dorești o casă, că îți dorești una, că îți dorești alta, că vrei să avansezi în carieră și în câteva luni, nici măcar n-ai avut timp să respiri cât am lucrat noi, ți s-au îndeplinit dorințele. Da, exact, și chiar cred că această experiență este una care merită povestită, pentru că știu că nici măcar nu terminasem ședințele cu tine, exact cum ai spus, nu știu, cred că făcuserăm vreo două, trei, și țin minte că noi locuiam înainte într-un apartament, era un apartament mai micuț, dar ne doream să ne cumpărăm o casă, dar ne gândeam că poate nu era momentul, nu era o, cum să zic, nu era o prioritate, atunci cumva aveam și alte lucruri de făcut în acel an. Și pentru că trebuia să dăm și un depozit destul de mare pentru casă, ne gândeam că e mai ok să mai așteptăm puțin și poate și să mai strângem bani pentru acel depozit. Și țin minte că într-o după masă venise de la muncă și mă sunase persoana care lucra la agenția de la care am închiriat apartamentul respectiv și mi-a spus că să știi că apartamentul este pus de vânzare, proprietarul vrea să-l vândă și dacă nu este cumpărat de un alt investitor, s-ar putea să, trebuie să vă mutați. Deci asta mi-a spus ea. Și am zis, ok, cumva eram așa un pic într-o stare de panică, adică era cumva, suna ca și când ar fi trebuit să ne mutăm foarte, foarte repede. În cazul în care se vindea repede și încercasem apoi să căutăm să închiriem case, alte case, ne mutăm altundeva. Și efectiv nu ne suna nimeni. Adică, și nu era ca și când noi amândoi avem joburi stabile, joburi ok, adică nu era ca și când nu s-ar fi uitat la noi în punctul ăsta de vedere. Dar nu ne suna nimeni înapoi, ori erau prea multe deal-uri de făcut la case respective și se dădeau înaintea noastră, ori nu știu, erau foarte multe aspecte care cumva ne întorceau tot la a cumpăra o casă. Și
Găsisem o singură casă aici, știi că și pisica mea a avut un rol important, pentru că în celălalt apartament o ascundeam, deci nu aveam voie să țin pisica. Și găsisem una în care proprietarul locuia chiar lângă, nu aveam cum să ascund pisica și și nu aveam cum să nu mă lăsa cu ea, deci nu aveam șanse, Da. frate, nu deloc dacă nu era și pentru asta. Și după aceea mi-a spus iubitul meu, ce-ar fi să mergem la bancă să întrebăm despre un împrumut, dacă ar fi să ne aprobe. Și am zis, ok, hai să mergem să vedem. Deci vreau să spun că cine și-a cumpărat o casă, mai ales în UK, înțelege despre ce vorbesc, cât țogăreală și câte lucruri sunt de făcut ca să treci prin tot procesul. În 2 luni am fost mutați în casa noastră. Banii ne-au ajuns exact cât a trebuit și tu mi-ai spus de-a lungul ședinței, mi-ai spus nu-ți fă griji că o să primești tot ce ai nevoie la momentul potrivit. Și exact așa a fost și chiar și iubitul meu, care este un pic mai sceptic cu lumea spirituală, el nu e spiritual, dar mă înțelege, adică nu îmi zice absolut nimic. Ei cumva joacă jocul, cum să zic, și mi-a spus și el, nu pot să cred cum toate s-au întâmplat, zici că cineva a fost acolo de-a lungul procesului și ne-a ajutat la fiecare pas. Deci și el a fost foarte uimit și lucrurile astea s-au întâmplat, zici că exact cum am simțit atunci că energia a început să se mute în mine și se miște în mine și să... Exact așa au început și lucrurile din exteriorul meu să se schimbe. Și pe Exact. partea de carieră am început să intru în ascensiune și da, deci au urmat doar schimbări. Bineînțeles, te-au scos din zona de confort, te-au pus să ieși în față, te-au pus să iei anumite decizii, dar toate au fost pentru binele meu, clar. Absolut. Asta mi se pare cel mai frumos, sincer, în momentul în care lucrezi cu credințele tale. Ce simți că te limitează în anumite arii ale vieții tale, începi să vezi deja rezultatele după. Da, te scot din zona de confort, absolut, asta pot să o confirm și eu, fie că îți place sau nu, dar când ai ajuns la orizont, privești în urmă frumos, ca și când ai privi apusul, cât de multe lucruri s-au întâmplat, le lași în urmă și mergi către un răsărit. Exact, Dar așa. Mi-a plăcut foarte mult și noi când țin minte când lucram împreună, cât de frică îți era să vorbești, să spui că vrei o promovare. Vai, Doamne, iartă-mă, dacă sunt eu promovată, ce se întâmplă? Cum o să mă perceapă ceilalți? Și că ai fost cea mai promovată dintre cei mai promovați. Da. Exact. Și chiar cred că lucrurile vin la tine atunci când ești pregătit. Nu vin nici înainte, nici după. Dumnezeu, divinitatea știe când să-ți dea experiențele prin care să treci. Și mai exact atunci când se aliniază stelele, pentru că noi aici putem vorbi și la propriu și la figurat, că dacă te uiți pe harta ta, exact atunci au trebuit să se alinieze. Da, pentru că acum râdem și glumim despre acest aspect, dar toată lumea de la mine, de la muncă, știe că eu sunt cu astrologia și dacă se întâmplă ceva, mă întreabă, ok, cum sunt astrele, ce zic astrele astea, de ce se întâmplă așa. Și atunci când am fost promovată, eu deja știam, eu știam că ceva se va schimba pe partea de carieră și râdeam cu niște colegi și ei spuneau, eu sunt sigură, să suntem siguri că tu deja ai știut despre acest și zic, da, nu știam exact ce va fi, dar știam că va urma ceva pe partea de carieră cu tine. Și bineînțeles, când vine vorba de un pas în față, de o ascensiune, de dezvoltarea ta, vine și cu beneficii, dar trebuie să fii conștient că vine și cu lucruri, cu provocări, cu anumite situații pe care tu le ai de învățat și de integrat și toată viața noi vom avea situații și oameni care vin către noi pentru a ne ajuta să integrăm anumite aspecte din viața noastră. Exact, vine ca turnul din tarot, da? Da, exact. Atunci când se dărâmă tot ce nu-ți mai trebuie și o iei de la capăt, dar pe o structură mult mai luminoasă, mult mai curată. Este vreun moment special sau vreo experiență specială care ți-a schimbat perspectiva sau a adus o transformare semnificativă în viața ta în momentul în care ai folosit channeling-ul? Păi, pot să dau un exemplu care s-a întâmplat nu de mult, după ce m-am întors din retreat-ul vostru de la Dira. Deci, ca să mă duc un pic în spate, ca să înțeleagă lumea exact experiența mea,
După ce am avut prima mea ședință cu Andreea Dincă, ea mi-a spus că am foarte multă tensiune în jurul ochilor și că ar trebui poate să merg la medic să văd care e treaba. Și exact asta am făcut. În urma consultației cu ea, eu am programat cum se zice, nu-mi vine cuvântul acum, scuză-mă. O consultație la consultație, oftalmolog. Venea în engleză, unde așa se întâmplă când vorbești în două limbi. E normal. Și mi-au spus că, într-adevăr, am tensiunea ridicată la ochiul drept, care îmi poate afecta vederea serios pe termen lung și era un caz de urgență, adică dacă nu eram operată cu laser în scurt timp, putea să-mi afecteze vederea serios, adică puteam să dau un glaucom, care e, de fapt, orbire. Și am făcut operația respectivă, a fost în 2021, iar, nu știu, acum, în urmă cu câteva luni, cred că pe la începutul anului 2023, am simțit că tensiunea aceea se acumulează din nou la mine în ochi și am simțit că trebuie să merg din nou la doctor. Și am mers la optician, mi-a spus, da, pare că este tensiune din nou acolo și că te trimite din nou la spital. Și am zis, ok, mă duc din nou la spital, trebuie să fac din nou operația, probabil, sau cine știe ce mai îmi spun. Și mă duc la consultație și la spital, îmi fac o analiză mult mai amănunțită a ochiului și îmi spun, da, trebuie să te operăm din nou, de fapt ce mi-au făcut ei acolo a fost o gaură în ochi pentru a elibera presiunea cu laserul și acum trebuia să-mi fac o alta. Și a fost chiar înainte să vin la retreat în România, înainte cu vreo lună sau ceva de genul, pentru că dura ceva până m-au programat pentru operație. Și am primit răspunsul când am fost în concediu în România că o să fiu, că sunt programată pentru operație după ce mă întorc din concediu. Deci era după retreat. Și eu eram cumva așa, zic, ok, ceva se întâmplă pe partea de familie, pentru că tatăl meu și el are probleme cu vederea, bunicul meu și el a avut probleme la ochi și străbunica mea a fost coarbă. Deci, eu mi-am dat seama, eu vorbind, adică eu nu lucrând, dar eu, de fapt, lucrând cu mine și cu toate uneltele acestea de autocunoaștere și de vindecare, cum e channeling-ul și astrologia și mai departe, mi-am dat seama că e ceva pe linia familiei. Ceva ce nu s-a văzut, ceva ce, nu știu, vreau să aflu, asta era ideea. Și culmea, scuze că te întrerup, ai venit la un retreat de constelații direct. În care Exact. Ai mâncat constelațiile pe pâine timp de 9 zile. Exact. Și asta și știi foarte bine lucrurile pe care le-am văzut când am făcut Da. Rezoluția pentru ce se întâmplă în familia mea pe partea cu ochii. Și am văzut ce n-au văzut ei, de fapt. Și A toate fost bune emoționant. Și exact. Toate bune și frumoase. Am făcut constelațiile din nou, foarte multe lucruri de integrat. Deci atunci când mergeți la un retreat, era să vă pregătiți să plângeți, să vă pregătiți să eliberați, să vă pregătiți să vindecați foarte multe lucruri. Și m-am întors din concediu, am venit înapoi în UK și mă dusesem la operație. Eram pregătită, mi-am luat liber de la muncă, toată lumea știa că eu mă duc la operație, am pregătită pentru o perioadă de recuperare de după care urma să fie. Și îmi fac din nou analiză ochiului înainte să-mi fac operația, să-mi pregătească pentru operație și mi-au spus, dar de fapt tu nu trebuie să te operezi. Nu știu ce au văzut doctorii de dinainte, dar tu nu ai... Da, ai acolo un pic de tensiune și se vede că ai avut operația anterioară, dar nu este necesar să faci o altă operație. Adică tu poți să rămâi așa, nu ți afectează absolut nimic vederea în stadiul în care ești acum. Și eu eram ceva de genul, Doamne, n-are cum, știi? Adică mie doi doctori de dinaintea dumneavoastră mi-au spus că trebuie să fac o nouă operație. Cum adică dumneavoastră spuneți că nu? Să mă uit încă o dată. Nu, nu e nimic care să mă facă să cred că tu ai nevoie de după ce să-ți fac o gaură în loc, dacă încă o gaură în loc, dacă tu nu ai nevoie de ea. Și mi-a spus, într-adevăr, ține sub control, tu te-ai regulat la medic și dar nu ai nevoie de încă o operație. Și am zis, Și după aceea mi-a aplicat mie FISA, cum s-ar zice, este tot ce am făcut în retreat-ul din România. Când mi-am amintit și acum când ne-ai scris, dar când ai intrat prima dată pe ușă la pensiune, da, în cadrul retreat-ului, ne-am luat în brațe, ce bine ne vedem în sfârșit în realitate.
Și mi-ai spus, măi, oricum eu trebuie să mă duc să fac o operație după la ochi, să vedem cum o să fie. Și eu, fără să-mi dau seama, mi-a ieșit pe gură. Efectiv, țin minte că ți-am spus, păi, dar poate după asta nu o să mai trebuia să mai faci nimic, nu-ți mai trebuie nicio operație. Și tu, e, Doamne ajută! Și acasă. Da, exact. Și a fost, pentru mine a fost wow, am zis, știți, țin minte că v-am scris înainte să mă duc la spital, puneți-mă în globul de Da. lumină aurie, trimiteți-mi energie bună să iasă operația cum trebuie și așa mai departe. Și după aceea v-am scris, da, de fapt n-a mai trebuit să fac. Nu, de, foarte frumos, foarte frumos. Ador tipurile acestea de transformări. Abia aștept să le povestesc și eu pe ale mele, dar mi se face pielea de găină de fiecare dată când le ascult pe ale voastre. Da. Asta Mulțumesc. dovedește că channeling-ul nu ajută doar la a-ți vindeca traumele emoționale, ajută și la a vindeca boli sau probleme la nivel corpului fizic, pentru că cu toții știm că atunci când ceva apare la nivel fizic, deja a fost în corpul nostru energetic de ceva timp și acolo în corpul fizic este în ultima etapă, cum ar veni. Exact, foarte bine explicat. Chiar ai pus punct pe ei. Da? La nivel psihosomatic, mai întâi gândim cireașa, da? Ca mai apoi să se manifeste la noi în corp. Exact, Da? exact. Mulțumesc, mulțumesc. Iubire, cum încorporezi tu channeling-ul în viața de zi cu zi? Păi, în fiecare dimineață îmi programez ziua în channel. Deci mă trezesc dimineața, îmi fac rutina ce am de făcut și nu ți-a mult. Ți-a câteva secunde, un minut să intri în starea de channel și cumva să-ți programezi ziua, bineînțeles, folosind protocolul DIRA pe care tu ne-ai învățat. Și mă gândesc ca tot ce integrez sau tot ceea ce trăiesc în ziua respectivă să fie în acord cu sinele meu divin și superior. Și pe mine channeling m-a învățat că nu există oameni răi, există doar oameni cu multe lucruri în spate, cu multe lucruri de integrat. Și atunci când cineva reacționează într-o anumită situație sau se comportă într-un anumit fel, înainte poate obișnuiam să judec sau să zic, a, uite cum se comportă sau de ce se comportă, că are ceva cu mine sau lucruri de genul ăsta, dar acum înțeleg că este la un nivel mult mai profund. Ce se întâmplă în afara mea are legătură cu mine, pentru că sunt lucrurile mele, dar ceea ce ceilalți exprimă sunt propriile lor lecții și propriile lor traume. Asta așa este. Este foarte frumos. Într-adevăr, channeling-ul ne ajută pur și simplu. Doar puterea intenției, da? Să intrăm în această stare de autohipnoză, să găsim lumina din noi, să ne programăm ziua și ziua este perfectă, exact așa cum trebuie să fie și integrăm mult mai ușor experiențele din acea zi. Și altfel vedem oamenii. Exact. Și dacă au fost situații despre care eu cred că am de învățat sau am avut ceva de învățat, din nou intru în channel și întreb care este perspectiva divină, pentru că sunt sigură că trebuie să fie un motiv pentru care noi trecem prin acele experiențe. Altfel nu ar exista. E foarte frumos cum a evoluat viața ta după ce ai luat decizia de a merge mai departe pe partea aceasta spirituală, pe channeling, pe astrologie. Este foarte frumos. Sincer, ești un exemplu de persoană care și-a urmat pasiunea în lumea spirituală. E un exemplu de urmat, bineînțeles. După ce ai experimentat channeling-ul, ce te-a inspirat să mergi mai departe și să începi și cursurile de astrologie? Păi, primul rând, eu mă gândesc la faptul că noi suntem ființe spirituale, dar trăim într-o lume fizică și materială. Deci avem Exact. aceste nevoi materiale. Avem nevoie exact de jobul în care sunt eu, în management, avem nevoie de contabile, avem nevoie de muncitori, avem nevoie de... Altfel nu am putea să trăim. Cum aș putea să mă duc să-mi cumpăr ceva de la magazin dacă nu este cineva care face acel job? Deci, cred că asta înseamnă să aduci lumea spirituală și tehnicile acestea spirituale în lumea materială, în lumea fizică, în planul fizic, pentru că înainte căzusem așa cumva
într-o stare în care mă gândeam, eu trebuie să renunț la tot ce fac eu din punct de vedere material sau ce fac pe plan profesional și să mă mut undeva în munți ca să pot să fiu spirituală, să fiu tot într-o meditație. Dar apoi am avut revelația că nu, tot în channel. Că nu trebuie să fac asta, că pot să fiu și pragmatică, pot să iau decizii, pot să fac tot ceea ce fac eu în activitățile mele de zi cu zi, dar să aduc și lumea spirituală, să aduc și frumusețea asta care ne face mai buni, aduce lumină în viața noastră și atunci când tu împrăști lumină în jurul tău și dragoste și iubire, nu prea are cum să ți se răspundă. Și dacă ți se răspunde într-un alt mod, tu nu o mai percepi cu răutate, nu te mai superi. Exact, în primul rând trebuie să știi să fii om și să aduci lumina și bunăstarea și Exact. fericirea pe pământ aici cu tine, nu să te disociezi. Și cred că, și spunem dacă greșesc, asta te-a dus și mai degrabă către partea de astrologie, pentru că tu ai vrut să aduci stelele de pe cer și aici pe pământ. Exact, ceva de genul. Și chiar și în ședințele mele de astrologie, intru în starea de channel și mă gândesc și rog divinitatea să-mi dea informațiile necesare, să mă ajute teoretic să fiu un canal pentru persoana care vorbește cu mine, pentru ca eu să-i pot da acele persoane informațiile de care ea are nevoie și pe care are nevoie să le audă. Eu chiar cred că oamenii, clienții sau cine vine la tine pentru o ședință de fie de channeling, în cazul tău, fie la mine de astrologie, vin pentru că tu ești pe aceeași vibrație cu ei și ai nevoie să le dai cumva din cunoștințele tale sau din ceea ce ai învățat. Și cam despre asta cred că e vorba. Pe mine astrologia mă ajută și să descifrez cumva de ce anumite lucruri se întâmplă. În fiecare zi eu mă uit ce tranzite sunt, cum se aliniază pe harta mea natală, dacă, de exemplu, acum e Mercur retrograd, probleme cu comunicarea, probleme cu tehnologia, cu așa mai departe, pot exista. Deci, cumva, mă gândesc că există o explicație astrologică în spatele exact, cum am spus mai devreme, lucrurilor materiale și experiențelor din planul fizic. Și mi se pare extraordinar că tu poți să, adică atunci când faci astrologie, poți să citești un om, o persoană, un suflet, necunoscându-l deloc înainte, neștiind absolut nimic despre el și tu poți să-i spui lucruri atât de profunde din harta lui natală și ei sunt ceva genul, wow, cumva mereu am simțit lucrul ăsta, dar nu mi-am dat seama sau nu l-am conștientizat niciodată. Și cred că pentru mine, din punctul meu de vedere, eu cred că te recomand tuturor cu care am interacțiune în ședințele Mulțumesc. Și eu te recomand să știi. pentru că astrologia, da, te ajută, harta natală este un prins crin al cerului în momentul în care tu te-ai născut și ne poate arăta ce lecții ai de învățat la nivel de suflet, ce blocaje, care sunt talentele și abilitățile tale, dar atunci când ai niște lucruri de rezolvat și de integrat, cred că channeling-ul este răspunsul tuturor lucrurilor, pentru că eu chiar cred și cred cu multă tărie că eu făceam channeling și de dinainte să știu că există channeling. Exact, Pentru exact. că mereu am simțit, și nu glumesc, mereu am simțit că cineva, ceva divin mă protejează mereu și e acolo lângă mine și chiar și atunci când a trebuit să iau decizii foarte, foarte grele sau foarte, nu știu, cred că din punct de vedere emoțional m-au consumat destul de mult, am simțit că o voce îmi spunea în interior, du-te. Exact cum a fost când m-am mutat în UK acum 8 ani, nu cunoșteam pe nimeni, cunoșteam o singură persoană. Teoretic aveam o viață absolut normală în România, nu-mi trebuia marea acusare, adică aveam un job bun, trăiam singură în apartament, adică nu aveam mari nevoi, să zic, trebuia să mă mut de acolo sau trebuia să fac ceva de genul ăsta. Aveam familia acolo, bineînțeles, dar ceva m-a chemat. Și culmea, în harta mea astrologică, îmi spune că destinul meu e în străinătate. Deci, cumva, în viață trebuie să ne ascultăm foarte mult vocea asta interioară, care este divinitatea, pentru că divinitatea nu este doar, din punctul meu de vedere, doar atunci când te duci la biserică sau doar atunci când te rogi.
este în absolut tot. Divinitatea este în noi, este în răsărituri și în apusuri, în absolut tot ce ne înconjoară atunci când auzi păsările și tot ce auzi în jurul tău. Toate sunt parte din divinitate, pentru că suntem de acolo cu toții, nu avem cum să fim separați. Exact, toate acestea ne ghidează către misiunea noastră de viață și ca să revin la ceea ce ai spus mai devreme despre faptul că, da, astrologia îți arată niște tipare și poți merge mai departe la channeling, să te ajute să le scoți la iveală, să le lucrezi, practic la channeling ca formă terapeutică mai degrabă, da? Pentru că sunt mult mai multe tipuri de a canaliza. Noi la Dira facem partea aceasta terapeutică, partea psihologică mai degrabă. Și la tine, Alex, îmi place foarte mult se vede cum citești cărțile, pentru că tu intri în starea de channel și citești printre rânduri, da? Tu când deschizi o hartă natală, tu nu citești mecanic ceea ce vezi acolo, că asta ai învățat la curs și asta sigur asta înseamnă. Intri pe partea de intuiție și spui mult mai mult decât ceea ce vezi în acea hartă. Și asta ajută mult mai degrabă persoana respectivă, clientul respectiv ce apelează la tine să se deschidă către partea aceasta ezoterică sau chiar terapeutică, da, de psihologie. Pentru că inclusiv știu că îi și trimiți mai departe să lucreze la ei, nu rămâi doar, ok, ți-am citit harta, ți-am făcut sinăstria, iubitul ăsta este pentru tine, ăla nu, da, ok, da. Punct. Da, adică nu rămâi doar pe partea de divinație și asta îmi place foarte mult la tine, că tu combini practic utilul cu plăcutul, ceea ce ai experimentat și tu în viața ta, îi ajută și pe ceilalți mai departe să o facă, într-un fel le dai claritatea prin care ai trecut tu, le arăți și lor cum să. Rețeta exact. Succesului tău. Da, dacă așa o putem numi, da, cu siguranță trebuie, aceste aspecte trebuie interconectate și trebuie, nu poți să lucrezi doar într-un anumit mod sau și să aștepți rezultate foarte diferite. De aceea e foarte bine să experimentezi, să încerci ce anume ți se potrivește. Este dacă channeling simți că este pentru tine, dacă astrologia, dacă numerologia sau orice altă tehnică. Și din nou aș vrea să dau un sfat, faptul că nu trebuie să lași nimic din ceea ce faci doar pentru că crezi că nu te încadrezi într-un anumit pattern sau într-un anumit, în ceea ce vezi online sau în ceea ce vezi, trebuie să-ți urmezi intuiția. Cred că Da. Asta este cheia. Asta este primordial. Nici nu mai știu noi de când ne știm. Avem 2 ani deja, dacă nu mai bine. 2021, da, atunci am luat casa. Înainte de aia am fost da. În vară. Ador efectiv să văd cum evoluați, pentru că, într-adevăr, să spunem, media aritmetică, da, reușitelor din viața persoanelor care apelează la channeling, da, deci se întâmplă în maxim 2 ani și tu în maxim 2 ani ai crescut în ultimul hal și e foarte bine, bineînțeles, da, la asta mă refer, dar ce mi-a plăcut foarte mult este că ai fost și ambițioasă, nu te-ai lăsat. Adică dacă tu ai aflat ceva de la Alexa, băi, ai făcut. Ai aflat ceva de la Andreea Dincă, băi, ai făcut. Ai aflat ceva de la mine, băi, tu te-ai dus și ai făcut. Adică da, nu ai stat, nu ai îmbinat până la urmă și puțin din oracole, puțin din tarot, puțin din oh, energie. Da. Mai că te-am zis la acasă, doamne, al meu zice, doamne, dacă te-ți mai cumperi? Cum îmbine astrologia, channeling-ul, dezvoltarea aceasta spirituală în relația de cuplu? Păi, îți este ușor, îți este greu? Iubitul meu nu este o persoană spirituală, dar nici nu are nimic împotriva acestui aspect. Adică m-a ajutat și m-a susținut. Nu am cuvinte, deci este ca un înger pentru mine. Cam asta cred că pot să spun. M-a susținut absolut orice aspect. Și nu m-a făcut niciodată să mă simt prost, pentru că eu cred în ceva ce el nu crede, cam asta cred că este. Nu, și nu, problema este că nu cred că trebuie să încercăm să-i facem pe ceilalți să creadă în ceea ce credem noi, trebuie ca ei să vadă în propria piele. Dar mi se pare foarte comic atunci când plecăm la, nu știu, în călătorie sau plecăm undeva cu mașina și spun,
Ești ok să te pun în glob de lumină aurie? Sau uite, chemăm aici Arhanghelul, stă în spatele nostru să ne protejeze pentru... Da, cheamă-l. Sau nu știu, în orice aspecte când povestim și spun, uite, am aflat asta sau uite, asta este corelată cu ceva din trecutul meu sau uite, de ce mi s-a întâmplat asta. Știi, adică sunt foarte multe aspecte pe care și am revelații zi de zi, adică în fiecare zi mai aflu ceva din harta mea natală, în fiecare zi mi se mai, nu știu, mai îmi vine câte un gând, câte o revelație, cum zici tu, câte o epifanie. N-am cum să nu mă gândesc la tine când am avut cuvântul Totul este o descoperire, totul este o epifanie, totul este o senzație de wow în fiecare zi. Cam ăsta. așa ar trebui să le abordăm în viață. Da, așa este. Îmi amintesc când spuneai că te-ai apucat tu să mai scoți câte un oracol cu dragoni, cu îngeri, cu extraterestri, cu Doamne iartă-mă, că sunt oracole de atâtea feluri și iubitul tău până la urmă era curios. Ok, hai, trage și mie o carte, dă să văd ce zic. Sau, de exemplu, când vrea să mai afle un lucru pe care nu știe 100%, nu știu dacă ia un examen sau dacă faci, faci... poți să faci ceva acolo, poți să poți să O magie, citește o stea mai strâmb să vedem dacă mi iese. Și el mereu îmi spune că eu cumva trebuie să fiu atentă la ceea ce gândesc sau eu am impresia că manifest foarte ușor. Adică ceea ce gândesc de multe ori, de cele mai multe ori îmi devine realitate. Și dacă îi spun de exemplu, nu trebuie să facem ceva sau nu ar, poate n-ar trebui să facem așa, ar trebui să facem altfel, cumva mă ascultă pentru că știe că am avut dreptate și în alte situații anterioare în care s-a întâmplat exact cum am spus eu și are cumva încredere în intuiția mea și asta dă așa un imbold că e acolo și e cineva care chiar profet în viața mea de zi cu zi și nu e ca și când mă arăt pe internet și spun, da, uite, așa s-a întâmplat sau eu pot să spun orice până la urmă pe internet, dar cine e cu mine zi de zi vede că lucrurile astea se întâmplă. Exact. Este foarte frumos, să vezi cum o relație poate funcționa pe bunăstare, pe fericire și pe înțelegere în momentul în care te deschizi, da? Și în Exact. momentul în care vezi că ai cu cine, da? Ce vroiam eu să spun aici, adică aș dori mai degrabă să pun punctul pe i, de cât de mult contează omul de lângă tine să te susțină, da? Să te simți Absolut. protejată, să nu te simți judecată, să fie un om deschis și cât de mult contează să lucrezi la tine tocmai ca să poți să alegi un om de acest gen. Da, absolut. Da. Pentru că în orice relație poate exista, să spunem, ceartă, da? Sau neînțelegere, dar în momentul în care lucrăm unul la celălalt, da? În momentul în care vedem la ce oglindire avem de lucrat și de gestionat, atunci relația se super îmbunătățește. Da? Pentru că și el putea foarte bine să spună, băi, lasă așa, ce cu astrologia asta, channeling, tot fel de prostii, lasă, hai să rămânem așa. Dar nu, pentru că tu ai lucrat la tine, el ți-a văzut deschiderea, ți-a simțit practic energia și deschiderea către aceste subiecte și mai ales că ai dat și dovezi că funcționează, Da, bineînțeles că s-a deschis și el. Cât de mult contează dezvoltarea personală? Foarte, foarte mult. exact. Da, și cred că atunci când cel de lângă tine, exact cum spui tu, nu te judecă și chiar dacă nu face, pentru că în cazul tău cred că partenerul tău este mai deschis către spiritualitate, pentru că este și pești, nu că... Exact. Așa au spus stelele. Da, dar dacă este să mă uit la relația mea cu partenerul meu, aș vrea să menționez din punct de vedere astrologic că nu toate relațiile karmice sunt toxice. Eu cu Bravo. partenerul meu am o relație karmică, deci nouă ne-a fost dat să ne întâlnim. Și deși, cum ai spus tu, sunt multe aspecte pe care le avem de lucrat sau fiecare cuplu mai are divergențe și discuții și așa mai departe, dar este foarte important cum le rezolvi. Și în cazul nostru este dovada clară că poate exista armonie, poate exista înțelegere chiar și atunci când
suntem atât de diferiți în acest aspect de spiritualitate. El își vede de treburile lui cu ce face el, eu văd de ale mele, dar atunci când suntem împreună, suntem cei mai ok. Iubirea învinge tot. Exact. Chiar vreau să spun despre predispozițiile acestea, să le menționăm în hartă, da? Pentru că tu te poți uita în hartă, poți să vezi poate semne de demență, de accident, de tot felul de nebunii, dar dacă tu le vezi la timp, la timp ce înseamnă? În momentul în care le-ai văzut, deja să ai timp să te apuci să lucrezi la acele intenții, da? De pozitivitate mai degrabă, da? Să mergi puțin în terapie, să vezi ce este cu tine, tu poți să le... Poți să overcome, că uite, acum nu vine nici mie. Da, poți să treci peste. Da, adică nu se mai întâmplă sau nu se mai întâmplă atât de grav, da? Pentru că și mie îmi spunea în hartă, cine m-a mai citit harta, băi, dar tu până la vârsta asta, dacă nu făceai aia, puteai să ajungi super nasol, puteai să ajungi, da, dar pentru că am lucrat la mine, am ajuns să construiesc, da, o academie de channeling, de exemplu. Da, dar știi, eu chiar îți scrisesem acum ceva timp când mi-ai dat datele tale când am fost în retreat Da. și tu ai, dacă poți să vorbesc despre asta, Sigur, bineînțeles, sigur, sigur, sigur. tu ai destinul în pești, în casa carierei, adică tu din start ai abilități de vindecător și trebuie să ieși în față cu acest aspect. Oamenii trebuie să te vadă pentru ceea ce faci, să te vezi cât mai cunoscută și din câte văd, ești pe această cărare. Doamne ajută, îmi dau silința, noroc de channeling, da? Și prea bine amândouă. Da, dar într-adevăr, de mult mi s-a spus că eu ar trebui sau mi-ar fi benefic, de fapt, dacă nimic nu trebuie, să ies în față cu ceea ce fac, să mă afirm, dar bineînțeles, dintr-o stare, da, umilă, nu de laudă, să nu intrăm în zona de fățărnicie, ci pur și simplu să arătăm rezultate concrete că ceea ce facem funcționează, da, dar mi-a fost greu. Foarte mulți clarvăzători, nici măcar nu apelam la ei sau chestii de genul acesta, efectiv mă vedeau și spuneau, tu ai să ajungi pe sticlă, tu ai să faci vindecări. Eu eram, Doamne, iar eu nu sunt medic, am vrut să dau la medicină la un moment dat, dar nu. Dar la fel, astrologii, băi, dar tu stai, ce cauți? Trebuia de mult. Abia acum faci podcastul, abia acum lansezi aplicații, abia acum lansezi cărțile. Da, pentru că asta este procesul meu, dar într-adevăr mi-am dat silința să ascult astrele și sufletul meu atât de mult pe cât am putut, da? Stai să vezi ce se întâmplă când vei avea peste un an și ceva întoarcerea nodurilor, pentru că acolo e momentul cheie. O, Doamne! Abia Deci, aștept să mai facem o ședință. da, deci sunt curioasă ce se va întâmpla atunci, pentru că clar vor fi evenimente extraordinare în viața ta, mai ales pe partea de carieră. Și tu se vede din nou cu nodul sud, cu karma, în familie, câte lucruri ai avut de integrat și cum ai lucrat cu tine pe această parte. Și da, toate fac sens. Și exact cum spui tu, channeling-ul îți oferă foarte multe lucruri de astro și astrologia îți oferă o altă perspectivă și orice altă știință, numerologie, tarot, etc. Exact. Toate sunt acolo, Interconectate. exact, sunt o piesă în puzzle-ul ăsta al Universului pe care toți trebuie să-l folosim. Exact. Ele nu sunt, adică cel puțin eu consider strict subiectiv, da? Că ele nu sunt separate, din contra, ele sunt unul și același lucru. Dar sub o altă formă, da? Pentru înțelegerea fiecăruia. Poate altcineva nu înțelege channeling, înțelege numerologie, da? Poate altul se conectează cu astrologia și nu cu numerologia sau tot felul de... Ce Da, rezonează tot... cu tine, asta e. Exact. Dar ele sunt același lucru, doar că sub o altă formă ca să înțeleagă toată lumea. Cum este limba, da? Unul înțelege limba franceză, altul română, altul italiană, arabă și așa mai departe. Da. Important este că există o modalitate de înțelegere și înveți ceea ce este mai ok pentru tine, da? Ca să duci mai departe. Dar ador la astrologie faptul că ceea ce mi s-a spus în channel, asta mi-ai citit chiar și tu în astrogramă. Și ții minte că ți-am confirmat, da, băi, așa este, că așa mi s-a spus și mie în channel și uite exact asta am făcut și uite asta este o chestie despre care eu n-am vorbit-o cu nimeni și tu mi-ai spus-o, da? Deci foarte frumos ai văzut-o, deși alți astrologi poate nu mi-au văzut acele aspecte, da? Dar tu le-ai văzut. Și Mulțumesc tare mult!
cu mare, mare drag, se vede că faci channel, sincer. Oamenii care intră în starea aceea de prezență conștientă a divinității din ea, da, din noi, în momentul acela poți să citești în toate stelele, fără nicio diplomă. Da, și exact cum spuneai și tu mai devreme, trebuie uneori, clar, trebuie să înveți și să știi teoria, pentru că astrologia este foarte complexă și eu de mă nu mă opresc din învățat de când am terminat cursul. Adică eu am terminat cursul în 2022 la Școala de Științe Spirituale cu Barbara Păcăoanu și apoi am avut așa o perioadă un pic în care am dat timp informații să se așeze, dar am început apoi să citesc foarte mult, să fac și alte cursuri, adică simt că este ceva, mă pasionează foarte mult, mai ales partea de transgenerațional și karmic, pentru că eu n-am cum să-ți spun ce vei face la anul dacă eu nu știu cine ești tu din trecut și de unde vii, știi? Și da, mi se pare extraordinar și pe partea de channeling că tot ce trebuie. Știu că văzusem un video pe internet, pe Instagram, în care cineva spunea și vrei să spui că de fapt tot ce trebuie să fac pentru a vorbi cu divinitatea sau a mă conecta cu divinitatea este să-mi ascult vocea din interior. Da, cam asta este. Vocea ta din interior niciodată nu o să-ți... Deși ți se pare că tu, nu știu, că auzi cine știe ce vorbe sau că e de fapt mintea ta, e divinitatea, e peste tot. Și asta cred că este de înțeles când vine vorba de channeling. Exact. În momentul în care te conectezi cu o intenție bună, da, cu o intenție pe sufletul tău, atunci da, este channeling. Da? În momentul în care ai alte intenții să faci altceva cu subconștientul tău sau alte vuduri sau alte nebunii, atunci te duci și te cauți la psihiatru de schizofrenie. Exact, da. Știi că eu le-am cu etica foarte, foarte mult, da? Și noi aici trimitem mai departe oamenii poate la alți psihologi, da? La psihiatru, etc. Pentru că de multe ori a fost și întrebarea aceasta de unde știi când te conectezi, dacă e divinitate sau nu. Și așa o putem spune că e cam la toate aceste practici de divinație, mai mult sau mai puțin, da? Pentru că până la urmă și tarotul, da, și psihologia, chiar dacă este psihologie, să spunem, clasică, tot dintr-o intuiție vin răspunsurile, da? Chiar dacă da. Este numerologie, etc., orice formă de lucru cu tine însăți, de dezvoltare personală, ține foarte mult de intuiție, da? Și atunci când te conectezi în ideea de a nu mai sta în starea de victimă, atunci clar te conectezi la ceea ce trebuie, la ceea ce ai tu nevoie ca să te poți transforma. Exact. Și cumva eu sunt sigură că vocea din capul tău îți spune pe ce frecvență ești uneori, știi? Exact. Pui un lucru și poate așa trebuie să spun, dar trebuie să nu uităm că suntem și oameni și e normal să greșim și nu trebuie să te pedepsești acum sau să gândești negativ despre tine pentru că ai avut un gând, nu știu, de care e normal, suntem oameni, dar cum vorbeam, intră în channel, întreabă de ce ai avut acel gând, ce anume reflectă din interiorul tău și vei avea un răspuns pe care poate nu-l înțelegi la momentul respectiv. Uite, chiar ieri mi s-a întâmplat o chestie foarte frumoasă, dar ciudată. M-am dus la o plimbare cu iubitul meu într-o pădure și am coborât așa pe niște scări cumva și erau, știi, locul acela cu zânuțe din pădurea aceea de la retreat? Da. Semăna foarte mult cu zona, mi s-a părut că e ceva așa foarte magic. Și am stat așa în liniște și am intrat așa în channel și am văzut un înger, că era ca și când avea un înger, dar avea așa un col de ceva, de unicorn, nu știu cum să zic, și mi-a zis un cuvânt. Mi-a zis un cuvânt pe care nu știu ce înseamnă, eu n-am mai auzit niciodată și nu aveam internet și nu aveam telefonul cu mine când mi l-am lăsat acasă și spusesem iubitul meu, poți să cauți pe internet să vezi ce înseamnă cuvântul ăla și de fapt cuvântul respectiv însemna o monedă de aur foarte veche a Spaniei. Wow. Și am zis, ce se întâmplă? Adică nu m-am reîntors acolo, dar uite ca să vezi, nici nu știi de unde primești mesaje. Și eu poate am ceva de aflat pe acel aspect. Exact. Ai de mers în vacanță în Spania.
Ar trebui, da, chiar nu știu când a scris să vedem că vacanță. Da, într-adevăr, mesajele le primești așa fix, random, da? Da. Pur și simplu, într-adevăr, așa este. Dar tu hotărăști ce faci cu informația aceea mai târziu sau o poți lăsa așa în starea de flow și răspunsul va veni la tine. Da, sunt o grămadă de exemple în sensul acesta, persoane care au primit mesaje despre chiar și monedă și au primit în realitate moneda după. Da, deci cine știe de unde o să primească monede sau ce o să află despre viețile mele anterioare că am făcut în Spania. Și un alt aspect foarte, foarte fain pe care vreau să-l spun, tot de la locul de muncă, cum îl îmbin cu Te rog. channeling-ul, pur și simplu eu stăteam la biroul meu și lucram la ceva și mi-a venit în minte un aspect foarte important pe care trebuia să întreb pe cei din echipa mea. Și pur și simplu gândul ăla mi-a venit așa la secundă și am zis ok și îi trimit mesaj unui membru din echipă și îl întreb despre acel lucru și apoi mă duc și vorbesc cu el și mă întreabă ce anume te-a făcut să mă întrebi de acel aspect. Și zic, nu știu, pur și simplu mi-a venit așa random în cap, știi? Și la care zici, dacă tu nu spuneai de lucrul ăla, se uita despre el și era o mare problemă dacă tu nu ne Wow. aminteai. Și am zis, wow, uite, mi se face pielea de găină când nu mi-aduc aminte. Și așa am dat seama, uite, conectându-te în channel și stând în starea, Dumnezeu, Divinitatea, Îngerii, sunt tot timpul lângă tine și îți trimit mesaje la fiecare secundă dacă ești atent. Trebuie doar, eu puteam să zic, sigur, nu trebuie să zic nimic, aș să continui cu ce făceam eu acolo. Și uite, am ales să vorbesc și să salvez o situație, știi? Adică mereu trebuie doar să-ți ascult semnele din jurul tău, trebuie doar să fii atent, să mai închizi ochii uneori și să-ți asculți gândurile. Exact. Să fii conectat în starea de prezență, că noi practic asta facem Exact. aici, da? Predăm starea de prezență, practic. Că channeling, da, face toată lumea, într-adevăr, pentru că este starea de intuiție, doar că ceea ce predăm noi este intuiția aceasta conștientă, structura. Să ai o structură în această stare de conștiență, da? De vizibilitate a minunilor din viața ta. Deci, foarte frumos exemplu, chiar mi s-a fost și pipile de găină. Da, și asta este probabil, nu am multe altele pe care nici măcar nu mi le amintesc, dar Da. ai lucruri, dai peste momente de genul ăsta foarte des atunci când ești conectat. Și da. Așa este, mulțumesc. Ca o încheiere, pentru cei care sunt poate pasionați de astrologie, de partea de dezvoltare personală, ce sfaturi ai avea pentru ei? Din nou să-și asculte intuiția, vocea ta interioară o să spună mereu dacă ești în locul potrivit sau nu, dacă simți că trebuie să te muți, să te duci, tu știi de fapt ce trebuie să faci, știi că trebuie să faci următorul pas. Cât despre dezvoltare, învață cât mai mult din cât mai multe surse, pentru că nu poți să te oprești doar la un singur lucru, din punctul meu de vedere, pentru că, exact ca și în cazul meu, nu am făcut doar astrologie, am încercat și numerologie, și channeling, și multe alte unelte foarte frumoase. Și cumva trebuie să găsești un mod de a le îmbina pe toate, pentru că am văzut și psihologi care îmbină, psihologul meu, de exemplu, tu știi foarte bine că nici eu nu mă opresc din a mă vindeca pe mine însămi și a lucra cu mine și a face channeling. Și mi se pare că trebuie să urmezi ceea ce te face pe tine, care este fericit, care este chemarea ta. Din cazul meu, astrologia a fost așa ca un soul spark, știi? Adică am simțit că pot să învăț tot timpul. Simt că sunt obosită și eu tot mai vreau să citesc ceva despre astrologie. Simt că mi-e cad ochii în gură de somn de ori, dar eu tot mai uit la un podcast sau mai vizionez. Adică trebuie să vezi ce anume te atrage, ce îți face inima să licăre puțin, știi, când auzi acel cuvânt sau te gândești la acel lucru. Pentru că e nativ, stă în tine și Stă îți în răsare tine, inima. este în interiorul tău și chiar că unele lucruri sunt latente acolo în interiorul tău, trebuie doar
să le dai voie să trezească și să iasă la suprafață. Mulțumesc, foarte frumos spus. Unde te pot găsi clienții? Păi, ne-am făcut o nouă pagină acum pe Facebook, se numește Astrolog Alexandra Rădulescu, iar pe Instagram o pot găsi Ali the Astrologer. Super, deci dai, faci ședințe și în română și în engleză, nu? Da, da, majoritatea postărilor mele sunt în engleză pentru că locuiesc în UK și are mai mult sens să mă duc către zona asta. Și sunt sigură că și în România majoritatea persoanelor vorbesc engleză, dar Exact. bineînțeles, la descriere am numele Alexandra Rădulescu, deci se poate vedea că sunt româncă și mă pot contacta. Mulțumim, mulțumim! Alex, îți mulțumesc din suflet că ai vorbit astăzi în cadrul acestui podcast. Te iubesc și îți sunt recunoscătoare pentru toate oglindirile, da? Pentru că și eu învăț de la voi despre mine atât de multe lucruri și am văzut în tine partea aceea din mine de perseverență, de copil interior curios, de... Vărsătorii. Da, vărsătorii, exact, inovatorii, așa că te iubesc pentru toate acestea și pentru tot ceea ce ești. Mulțumesc tare, tare mult și eu te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ce ai adus în viața mea. Trebuia noi să ne întâlnim, nu? Că dacă te uiți Da. Pe noastre pe acolo, vezi ce au fost noi într-o altă Da. viață. Ți-am zis că ne le-am suprapus și am văzut clar că noi ne-am mai întâlnit și în altă viață. Clar, e o reîntâlnire. Da, asta este foarte frumos. De aceea și am făcut click de la primul telefon, da? Că eu de Da. obicei vă sun să vă explic ce înseamnă channeling-ul și ce înseamnă channeling-ul terapeutic, în primul rând, Da. da? Că nu e orice fel de channeling, dar de atunci noi două ne-am conectat. Îți mulțumesc, te îmbrățișez și îți doresc o Mulțumesc. zi minunată ca tine! Mulțumesc la fel și ție. Mua.